În ciuda greutăților prin care trecem, trebuie să întâmpinăm Crăciunul, cea mai frumoasă și plină de speranță sărbătoare a lumii creștine. Astfel, seara trecută, municipiul Drobeta Turnu Severin a îmbrăcat straie de sărbătoare. De data aceasta vorbim despre orășelul copiilor, spre încântarea oamenilor, dar mai ales spre încântarea celor mici, care au așteptat cu nerăbdare ca orășelul să fie scăldat în lumini colorate. 5, 4, 3, 2, 1, haideți! Ia uitați ce frumos! Bravo! La mulți ani! Orășelul copiilor a prins contur ieri seară pe data de 1 decembrie, iar oamenii au fost mai mult decât încântați de spectacolul de lumini. Ca în fiecare an, și acum edilul orașului Marius Creciu a avut grijă de bucuria celor mici, organizând orășelul copiilor. Este important să simțim spiritul sărbătorilor de iarnă și prin ochii copiilor să retrăim magia acestei perioade încărcate de emoție. O zic, să zic, cu dublă semnificație, ziua noastră a românilor și la mulți ani tuturor românilor și în același timp am aprins luminițele în orășelul copiilor, în orășelul de Crăciun, pentru că este important să ne bucurăm cu toții, este important să avem multă lumină în jurul nostru în această perioadă întunecată pentru noi toți ca oameni. Trebuie ca spiritul sărbătorilor să rămână neatins, să avem în această lună cu toții bucuria de a trăi aceste zile, aceste momente. Sper să le placă severinenilor și nu numai celor care ne trec pragul orașului, pentru că am pus suflet în ceea ce am făcut, am fost în această lună. Suntem convinși că ceea ce am adus severinenilor cu siguranță le va place foarte mult. Este perioada cu seri magice în care orașele se transformă în tărâmuri de poveste, scăldate în lumini și decorate cu tot soiul de ornamente colorate. Luminițele au transformat orașul într-un tărâm de bazm. Într-un asemenea decor, copiii au radiat de fericire. Astăzi este 1 decembrie, iar cu această ocazie am inaugurat și în zona centrală a municipiului Drobeta Turnu Severin, în centrul vechi al municipiului Drobeta Turnu Severin, orășelul copiilor. Pentru noi este extrem de important faptul că putem să oferim cu ocazia Zilei Naționale României o perioadă de bucurie pentru cei mici. Urmează o lună decembrie care cu siguranță va fi preferată a celor mici și este un motiv de bucurie pentru noi toți până la urmă. După această perioadă grea prin care cu toții am trecut, de 2 ani de zile iată că ne confundăm cu această pandemie care pare că nu se mai sfârșește, pentru noi toți este un motiv de bucurie și noi ne simțim cu toți împăcați dacă reușim în această lună decembrie să oferim un strop de bucurie și un strop de fericire pentru cei mici, dar și pentru cei mai în vârstă. Chiar dacă trecem cu toții prin momente dificile, sărbătorile de iarnă trebuie să rămână o bucurie pentru noi și pentru copiii noștri. Aceștia nu au ratat ocazia și s-au grăbit să facă fotografii cu ornamentele de Crăciun. Se par luminițele de aici din parte. Foarte faine! Sunt mai faine ca anul trecut. Da, mi se pare că așa e. Se simte magia sărbătorilor deja, nu? Da, se simte, chiar se simte. Îl aștepți pe moșul și anul acesta? Îl aștept, da. Sper să vină. Cum ți se par luminițele de aici din parc? Foarte frumoase. Îl aștepți pe moșul în iarna aceasta? Da. Deci înseamnă că ai fost cu minte, nu? Da. Așa este. E mai frumos ca în alții ani aici în centru. Cum ți se pare? Da. Cum ți se par luminițele de aici din parc? Minunate. Deci sunt mai frumoase ca în alții ani, nu? Da. Îl aștepți pe moșul? Da. Deci să înțeleg că ai fost cu minte, nu? Da. Ce ți-ai dorit să-ți aducă ție moșul? Poate păpuși, ceva? Niște dulciuri și o minge. Atâta timp cât există bucurie, există speranță. Cât există bucurie, există solidaritate, prietenie și încredere. Și ne bucurăm că orășelul copiilor, care am reușit și în acest an să-l construim cu ajutorul oamenilor, cu sprijinul generos și admirabil al primăriei și al Consiliului Local, acest orășel al copiilor cu luminile lui, cu animațiile lui, este în măsură să ne aducă pe perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă bucurii, atât celor mici, dar cât și nouă celor care avem copilăria doar în suflet. Vă mulțumim tare mult pentru sprijinul pe care și dumneavoastră ne l-ați acordat în promovarea tuturor evenimentelor organizate de Palatul Culturii Teodor Costescu. Vă mulțumesc foarte mult!
Zecile de figurine amplasate în centrul orașului, dar și tarabele cu bunătăți și vin fiert, au fost în centrul atenției seara trecută. Vezi cum vi se par luminițele în acest an aici în parc? Da, sunt foarte frumoase. Puțin schimbat față de acum 2 ani, că anul trecut nu a fost. Le spuneți că este mai frumos ca în alți ani? Da, da, da. Deja se simte spiritul sărbătorilor, nu? Da, dacă dă și puțină zăpadă, e exact ce ne trebuie. Ar fi tabloul perfect. Da, da. Sărbătorile de iarnă sunt cu siguranță cea mai specială perioadă din decursul unui an și fiecare dintre noi așteaptă cu nerăbdare apropierea Crăciunului.